Bun, o lăsăm, o lăsăm ușor. Da, gen, poți să te dai peste cap de 100.000 de ori cu cauciucurile cât portofelul meu de groase. Secretul mușchilor mei? Noul merch iHatePink disponibil acum doar pe iHatePink.ro. Pinkeri și pinkerițe, astăzi pe BeamNG Drive vom încerca cea mai gigantică hartă de parcurs cu mașini. Pe bune, oameni buni, este absolut gigantic. Avem zonă cu obstacole, zonă cu un deal cu pământ, zona asta de aici cu foarte multe pătrate, triunghiuri, cuburi, piramide, habar n-am, și este și zona asta de aici care nici măcar nu știu cum ajunge în partea asta hărții pentru că este gigantică. La fel de gigantică ca numărul de like-uri pe care îl vreau la acest episod pentru acest BMW roșu, fă, așa a zis odată un mare om. Deci avem acest BMW și cum funcționează? Deci vom juca harta asta și de fiecare dată când mașina nu mai poate să continue pe drum, trebuie să o schimbăm, da? Deci noi nu avem voie să folosim mașina asta, dacă a rămas blocată trebuie să o schimbăm și partea asta e destul de ușoară, trebuie doar să evităm aceste cuburi colorate. Oameni buni, vreau peste 2000 de like-uri la acest episod pentru că în ultimul timp mă urâți complet și nici măcar nu știu dacă încape BMW-ul pe... și nu l-am zgâriat decât puțin. Da, ce gamer, ce gamer. Deci 2000 de like-uri chiar în acest moment și nu uitați să vă abonați. Codul PINK5 pe GymBeam pentru cele mai șmechere suplimente pentru băieții care și fetele care merg la săliță. Vă că în partea asta aveam mai multe drumuri pe care puteam să mergem și BMW-ul roșu fă cu motor de 4-4 benzină chiar se descurcă. O să o luăm pe... Ăsta nu urcă pe aici. Bă, voi vedeți cât de abruptă e partea asta niciodată în viață. Adică o să încercăm, dar o să ne rupem roți. Nu mai urcă. Okay, avem o mică problemă. E posibil să-l fi blocat. Adică e 4x4, dar aparent s-a blocat. Deci e real așa ceva și chiar îmi plăcea BMW-ul ăsta. Oh, nevermind, l-am dat jos, băieții mei. Asta îmi place să văd. Bun, 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 bun. Deci este o hartă foarte, foarte grea, da? Ai să-mi trag palme. Dar eu sunt foarte bun la jocurile video și desigur că voi ajunge la finalul acestei hărți. Deci dacă ajung la final, sunteți obligați prin lege să-mi dați pinul de la cardul. Glumeam, oameni buni, asta e o glumă. YouTube, e o glumă, te rog, da. Oricum, partea asta de început este chiar foarte, foarte ușoară și puteam să o luăm pe o scurtătură. Dar uite, bine că a pus pe jos niște de-astea ca să... Shut the fuck, telefon nenorocit, că te înjur de mamă pe clip acum. Așa, ce spuneam? E bine că a pus astea pe jos, frate, ca să poți să-ți dai seama pe unde trebuie să mergi. Pentru că harta asta este chiar gigantică. Iar aici, la început, nu e chiar atât de wow. Dar stați să vedeți mai încolo. Deci mai încolo ați văzut cât de multe chestii foarte grele avem de traversat. Și aici chiar putem să-i dăm un pic de viteză, adică BMW-ul ăsta chiar e fain. Mă, cine a văzut că BMW a scos o nouă mașină care arată ca un fel de G-Class, dar nu e BMW, îi zice altfel. L-am văzut eu, le vând la Automobile Bavaria aici, nebun, nu știu niște chestii. Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum se numesc și să căutați pe net ăia care nu știți, dar mi se par interesante. Dar surâte, nu, adică G-Class-ul e prea clasic, frate meu, gen BMW a pus o grilă ciudată pe, și niște faruri ciudate pe mașina aia și nu-mi place. Bun, să o luăm pe stânga sau pe dreapta? O să o luăm prin stânga, aici ce că e vânt, ok, mie îmi place. Ce facem, mă, trebuie să mă arunc aici? Păi asta nu o să mai supraviețuiască. Bine că am trecut prin... ok, zi-mă așa că bate vântul și mă suflă în mama să mă sufle. Acum mă arunc în sus, pe bune? Nu pot să fii serios. Bro, ești chiar nesimțit. Gen, ești chiar nesimțit. Eu de ce am venit pe aici? Că eu nu pot să trec pe aici. Trec acum. Nu mai contează, nu cred că trec nicăieri. Am ieșit afară. Da, nu e... se duce în jos. Se duce! Ăla e tati! A luat-o și mai tati! Bă, ce e aici? Apă? Sau e gheață? E gheață, sper. Băieți, o să fiu sincer, nu e ca și cum BMW-ul putea să supraviețuiască, dar încă merge la ce s-a întâmplat acolo. Deci în momentul în care se oprește, îl vom schimba cu altă mașinuță, pentru că ce se întâmplă în acest moment e destul de fain, dar să sperăm că nu rămâne blocat. A rămas blocat. De-abia am schimbat mașina și a luat-o din loc. O să-mi strice acest McLaren. Bă, unde mă duce vântul?
Chiar a fost bătaie de joc ce s-a întâmplat. Ok, nu înțeleg de ce în partea aia de acolo a venit un vânt puternic care m-a aruncat în afara hărții, dar acum avem o Dacie și acum ce că ar trebui să punem snorkel pe mașină? Nu am, frate, snorkel să pun pe mașină. A, e, dacă rămâne împotmolită... Mamă, ce viteză are! Dă-te în hamsterii mei că n-a mers o Dacie cu viteza asta decât în cădere când a picat ăla cu Dacia cu trei copii în spate pe Transfăgrășani. Mama, asta e oribil. Frână! Oh! Ok, a pus frână. Acum problema e că... e cam vai de steaua ei, săraca mașină. Nu pot să cred că încă funcționează, oameni buni. Apăsați butonul de like dacă ați vrea să sărutați pasional pe eșapament această Dacie care e încă funcționează. Păi, eu n-am voie să o schimb acum, frate meu, că încă funcționează, voi vedeți? Du-te, Dacie, du-te! A rămas blocată. Și am revenit la BMW, dar acum schema e că acest BMW are motor de 7.2 V8. Deci eu nici măcar nu cred că are BMW un asemenea motor pe vreo mașină, probabil doar pe alea vechi, care, știi tu, consumau 100 de litri pe milisecundă, dar nu-i păsa nimănui pentru că pe vremea aia balenele erau ultimele terminate și gen, dă-le în hamsterii mei de balene, știi? Noi vrem viață ușoară, așa a zis odată puia, iar eu am respect foarte puternic pentru puia și zice... Ce se presupune că fac, frate meu? Că mă urc pe pereți? Oh, mă împinge vântul! Sorin Ovidiu, vântul mă împinge, băieții mei! Am sărit în hamster să sar. Te rog, rămâi în roți și fii funcțională. Ok, e vai de steaua. Bă, deci nu se poate, mă, așa ceva. Cum se presupune că termin o harta asta când mi se strică mașina? Varză mi se face la fiecare săritură de asta. Haideți că am băgat și un Audi pentru fanii Audi, oameni buni. Este un RS4. Fain, rău, dar nu înțeleg. Eu ci că pot să-mi fac un upgrade aici de low gear, de nu știu ce. Nu știu exact ce se presupune că înseamnă chestia asta, așa că vom trece mai departe. Ha? Cum se presupune că trec de partea aia? Că nu înțeleg. Poate se presupune că... merg în sus, în deal aici. Zi-mă așa, mă. Bă, ce prost sunt. Mă uitam la alea și chiar am crezut că pe acolo o să merge. Bun, pe aici e foarte ușor. Și Audi-ul n-are cum să rămână blocat așa dintr-o dată, nu? Bun, bun. Hai să-l lovim din plin și să sperăm că încă e supraviețuiește. Mă, de ce te-ai lovit? Deci nu pot să cred că i-am făcut botul varză. Deci nu înțeleg de ce s-a lovit. Am zis că încercăm Audi și o să folosim acest RS7, da? Deci nu ne izbim de nimic, mergem bam bam. Bă, wow, ok, trebuie să o luăm înapoi acum. Mă, ce Dumnezeu e cu harta asta, că e mult, mult prea grea. Dar fiți atenți, am o strategie. Data asta o să o luăm foarte ușor și trecem pe cealaltă parte. Ăla e tati! Da, tată! Da, mă, tată! Cine zicea da, tată? Mai știți? Da, mă, tată, mă! Uite, din nou, facem foarte, foarte ușor, foarte ușor. Așa, așa, așa. Hai! Așa! Am avut și spoiler, băieții mei. Lasă, de acum nu mai are importanță. Mă, dar cât trebuie să mai urcăm pe aici? Aici pare că nu e foarte, foarte abrupt. O să fie relativ ușor. Ăla e... Ok, să sperăm că încă funcționează. L-am lovit bine de tot, deci asta e clar. L-am lovit bine de tot, dar gen... trebuie să... E bine, știți că gen, deja o să trișez, adică... ușor! Ușor! Să spart un cauciuc. Dumnezeu cum e la aici, nu știu unde trebuie să ajung. E ok, mașina e întreagă și trebuie să luăm un viraj cumva și acum trebuie să ne ducem pe acolo. Mamă, deci nu, harta asta de parcurs, oameni buni, e fenomen, dar nu este mai fenomenală decât Fanii I Hate Pink, care gen urmăresc cele mai bune clipuri. E doar de vremurile când puteai să joci Minecraft și jucai așa pentru că era fun și te distrai. Acum totul e supraviețuiesc 100 de zile pe Minecraft, dar mă freacă Herobrine la piciorul stâng, că era să zic... e blocată mașina, băieți. Da, nu, trebuie să o schimbăm. Bă, voi râdeți, dar eu cred că mașina asta se va descurca mega bine. Care are roțile mari și n-are atât de multă putere, dar nu-ți trebuie putere aici. Mă, ce? Vrea să sar acolo, în stânga? Că îmi zice stâng... Mă, ce? Deci mașina asta n-are putere să sară până acolo. Tu vrei să fac schemă? Vrei să-mi iau viteză? Mă, sau pot să sar acolo în spate? Îmi urăsc viața. Hai să luăm o mașină, o idee mai înaltă și de data asta cu motor de 6.9 litri. Și eu cred că dacă o luăm foarte, foarte ușor și punem frână, putem să facem o schemă. Mergem pe aici.
Mă, ce ai? Adică ai... Ai rasism în vene, ești nebun, că niciodată în viața asta nu mi-am imaginat că o să funcționeze mașina asta. Cea mai off-road mașină, avem un Mercedes și are o culoare de zici că e maro. Are... Oh, ce-i cu vântul ăsta aici? Oh, mă, ce se întâmplă de bate vântul așa dintr-o dată, băieți? Timpanele mele de gamer! Ăla e tati, am ajuns unde trebuie, exact, ce gamer. Bun, aici desigur, cum îi zice, avem checkpoint, da? Deci ăla e de checkpoint. Și acum îmi zice să fac stânga, care stânga e pe aici, băieți, nu știu, dar eu chiar vreau să ajungem la finalul acestei... Mă, ce Dumnezeu, a bătut vântul, m-a împins așa dintr-o dată. Hai să-mi trag palme. A aterizat fix în roți. Aici nu mai aterizează fix în roți. Se duce în hamsterii mei să se ducă. Hai să încercăm un Mustang de ăsta vechi off-road cu cauciucurile cât portofelul meu de groase. Păi nu e, ok, nu e, nu, da, n-am. Am rupt-o în două. Da, e papa, cred. Nu știu dacă mai funcționează, să sperăm că mă suflă vântul și aici. M-a suflat în mama, că acum nu m-a mai suflat. Mă, ce mi-a făcut, mă, frate, mi-o voi vedeți? Mi-a lungit bara aia de eșapament de sub mașină, țeava, mă rog. Eu mă mir că asta e o mașină, deci efectiv ce e asta, frate meu? Are dita mai, cum îi zice, aia de care e ca un fel de portbagaj și n-are suficientă viteză. E clar, avem nevoie de o mașină rapidă aici, rapidă, asta este rapidă, bun, o lăsăm ușor. Da, gen, poți să te dai peste cap de 100 de mii de ori. Frate meu, gen, doar aterizează în roți. Oh! Ok, dude, are cel mai gălăgios motor. Mamă, ce aterizare bună face. Mamă, ce aterizare bună. Ăla e tati. Asta nu e aterizare. E ok, e bună, e bună. Hai, dă-i, dă-i. Ai o roată de-a mea. Ok. Ok, știi ce? Dacă am ajuns până aici, eu zic că, uite, dacă am ajuns și nu mai merge mașina, putem să o schimbăm aici, acum o să ne vină foarte ușor. Îmi plac mie BMW-urile, dar oameni buni, uitați-vă la Maybach-ul ăsta, trăiar familia lui ăla care a inventat, bă, cam multe ecrane pe aici, ești nebun, cam mult piano black. Bă, dar e frumoasă rău și e foarte puternică mașina asta, de asta o să urcăm dealul cu ea, nu? O să urcăm deal. Ne-am luat și zborul. Doamne, nu știam că o să ne luăm zborul, că nu acceleram atât de tare. E ok. Haide că putem să trecem de toate părțile astea. Mașina e lovită, dar încă funcționează. Și era o groapă acolo. Să-mi trăiască vidrele chele. Nu se poate așa ceva. Ok, nu. Mamă, cum face roata aia pe față. Băieți, se duce în apa mării și nu se teme, hai să înveți să noți printre sirene. Și apoi pe BMW-urile aurii, hai să le bagi pe car vertical și au 8 km dați înapoi. Mergi, mașină! E real așa ceva, nu știu, i-au sărit airbag-urile! Dă-te în hamsterii mei că i-au sărit airbag-urile, eu nu cred. E clar, ne trebuie o mașină foarte puternică. Un Lamborghini care, bă, de ce să te mint, arată mouse de la The Gaming, care e mult prea plin de colțuri, știi? Bă, eu n-aș conduce un Lamborghini. Deci dacă aș avea bani, eu nu mi-aș lua un Lamborghini. Eu, dacă aș fi Dorian Popa și aș avea banii lui, în primul rând aș fi mult mai responsabil și aș da pe la biserică foarte des. În afară de asta, mi-aș cumpăra un Rolls-Royce. Exact, un Rolls-Royce. Și poate și un Maybach, așa gen la Sanchi, știi? Ca să văd dacă... Aoleo, partea asta a hărții, băieți. Vă zic eu, gen, e nașpa, e rea. Oh, frână mașină. Dar dacă ține mașina asta foarte din scurt și nu o lăsăm să se răstoarne, eu zic că o să ajungem până jos de tot. Am trecut de galben. Urmează roșu. Care e culoarea voastră preferată? Mie îmi plac banii. Și asta n-a... Hai să-mi trag palme. Am crezut că s-a înfipt în ăsta. Doamne, bine că nu s-a înfipt. Mergem bine? Eu sper că mergem bine. Nu, hai că mergem foarte bine în momentul ăsta. O să urcăm pe ăsta. Și acum n-am mers bine. Doamne, iartă-mă. Știi ce, frate, mi-o arunc de aici, Dumnezeu cu mila. Dumnezeu n-a avut milă. Am fost un păcătos. Iartă-mă, Doamne. Ce gamer? Aterizează în roți? Bă, știi ce, dacă ajunge până jos de tot, eu sunt fericit. Nu mai văd absolut nimic, ești nebun? Numai să nu cadă pe lângă.
Ah, ok, da, ăsta e un loc foarte bun unde să rămâi blocat. Da, clar, putem să continuăm de aici. Mașina asta e rotundă, are roțile mari, ar trebui să nu fie nicio problemă să ajungă până jos, dar am putea gen să o lăsăm să se ducă. Dă un hamster ei de mașină, ești nebun, că oricum nu e a mea. Când conduci o mașină închiriată, bro, lol. Am închiriat și odată o mașină și gen nu cred că mai închiriez, că nu mai știu de unde am închiriat să le fac acum reclamă negativă. Dar mi-au zis că, vedeți, că v-am predat-o cu... s-a răsturnat. Asta n-are cum să se răsoarne. Deci ce spuneam? Da, deci mi-au predat-o și ziceai că avea full-ul, dar în 3 km imediat a scăzut prima linie. Deci cineva a pus și a pus acolo câte puțin, câte puțin, numai ca să aibă full, dar să nu fie chiar full și s-a stricat sau ce? Bă, ce ai? Deci efectiv incredibil, a rămas blocat aici, păreri? Vremuri disperate, măsuri disperate, băieți, avem aici rața. Rața care... nu e chiar mașină, dar... du-te, rață, du-te! N-are cum să se strice. Oh, are o malformație la gât dintr-o dată. E ok, bă, a ajuns până aici și e bine. De aici o să preia altă mașină. Lamborghini Urus. Ăsta e ce ne trebuie. Nu e. G-clasul ăsta iese de aici, deci n-are... Mamă, de bea are putere. Ce motor au pus ăștia, mă, pe G-clas? Ești nebun. Ho, frână, a ieșit, băieți. Nu vreau să aud absolut nimic din... I s-au spart cauciucurile. Mă, frate, ce mașină e asta de i s-au spart cauciucurile atât de repede? Pă, bune, deci eu nu pot să cred așa ceva. Hai că avem Arteonul ăsta care efectiv se cațără pe pereți, băieți. Nu e fain, e chiar făinuță mașina, dar cu ea în sfârșit reușim să terminăm harta. Ăla e, tati, am trecut de partea aia. Cred că am pierdut ceva pe drum. Bara o să o pierdem. Ai să-mi trag palme. Ce facem aici? Coborâm pe jos. E drum înghețat cu pământ, alunec, sunt pietre, pun frână, mă duc, mă rostogolesc, o să înjur dacă se strică mașina asta, că chiar e făinuță. Deci jur, cred că e una din cele mai faine Volkswagene, iar eu desigur am o părere foarte bună despre Volkswagene, băieți. Adică, mă știți pe mine, sunt efectiv fan BMW, voiam să zic, da. Mă rog, merg mână în mână, îți dai seama, da. E ok, încă merge. Încă merge. Mamă, ce dansează bara față. Se vede că totul e de plastic pe mașina asta, ești nebun. Dacă ajungem, deci dacă noi trecem de partea asta, deci puteți să considerați că noi terminăm și harta, ești nebun. Noi chiar terminăm harta aici, băieți. Chiar ne descurcăm mult prea tare și mult prea bine. Suntem mult prea frumoși. Ceea ce n-are legătură cu nimic, dar da, fanii ai Hiping sunt foarte, foarte frumoși. Adică arată toți a niște mega giga ceazi plin de mușchi. Mă rog, fetele nu știu cum sunt, că gen nu poate să... Ești simțit? Mă împinge vântul și o să mă duc și eu cu... E ok, e încă funcțională mașina, băieți, încă funcționează. Mamă, ce bine o controlez. Mamă, cum ne duce. Deci, aici chiar am luat mult avans. Deci chiar am luat mult avans, oameni buni. Chiar ne-am dus foarte, foarte tare. Ne ducem prea tare. Ajutor. Ok. Ok. Am ținut-o drept, băieți și fete, cum ar zice cineva. Am ajuns atât de departe, este ireal. Bă, nu suntem chiar la capătul hărții, dar... Păi era apa acolo, aolo, ok. Nu suntem chiar la capătul hărții, dar acest Volkswagen ne-a demonstrat că mama lui este o doamnă respectabilă și că... Dă-te-n hamster... Nu mai urcă. Ok, a rămas. Ok, în apărarea mea, dacă era mai puternică, mașina asta urca fără problemă, dar să știți că eu sunt surprins de faptul că încă a mai funcționat, după ce efectiv n-a mai rămas nimic din ea. Oricum, băieți, cred că s-a lungit foarte tare episodul ăsta, o să punem capăt aici și dacă vreți să mai facem episoade de genul, nu uitați să apăsați butonașul de like și o să ne vedem la viitoare.